Patru producători din industria cărnii au depus la Direcția Agricolă documentația necesară pentru a obține protecție comunitară pentru cârnații de pleșcoi. Noi suntem la ora aceasta în procesarea unui dosar pentru a trimite spre Bruxelles pentru a căpăta protecție europeană. Vorbim aici de special de cârnații de pleșcoi și ar fi, după marginul de topoloveni, ar fi al doilea produs care ar căpăta protecție, această protecție la nivel european. Aici ar fi un fapt îmbucurător pentru noi și am fi mândri că avem și noi un produs din județul nostru cu așa denumire, cu așa notorietate, alt producător din alt județ. N-ar mai putea să scrie pe produs cârnați de pleșcoi, pentru că acesta nu este inclus în această asociație a cârnaților de pleșcoi și care au căpătat rețetele consacrate, rețetele specifice acestui produs. Pe de altă parte, cei patru producători buzoieni care de altfel au obținut atestare și pentru alte produse tradiționale din zona pleșcoi vor beneficia și de alte avantaje, precum o promovare mult mai bună atât la nivel național cât și internațional. 10 noi produse tradiționale realizate în județul Buzău au fost recent atestate de la începutul anului, iar producătorii buzoieni le-au trecut în Registrul Național al Produselor Tradiționale. Este vorba de produse românești de origine animală specifice zonei pleșcoi. Vorbim de cârnații de pleșcoi, pastrama de oaie, piept de pui afumat, micii de casă, mușchi țărănesc crut, lebăr de casă și babic de pleșcoi. Toate aceste produse vor putea fi recunoscute după logo-ul produs tradițional românesc. Sunt condiții mult mai dure. Există un anumit rulaj de materie limitat la 160 de kg de produs pe zi, tocmai pentru că aceste produse nu se pregătesc în mașini de-astea industriale, nu au nevoie de anumite etape de parcurgere în procesul tehnologic. Însă lista bucatelor tradiționale din Buzău s-ar putea lărgi la Direcția Agricolă Buzău, fiind în lucru alte 4 dosare pentru atestarea drept produse tradiționale și covrigii de Buzău, un cozonac de casă cu nucă și stafide, bulionul și sucul de roșii. Reprezentanții de ADR Buzău mai așteaptă și caietele de sarcini pentru atestarea ca produs tradițional a soiurilor de vintă muioasă de pietroasele și fetească neagră de pietroasele. Producătorii au fost obligați la începutul acestui an să-și reatesteze produsele care respectă rețetele tradiționale românești, iar termenul limită se va încheia pe 30 noiembrie.